investit tot, bani, suflet, energie. A construit mult, dar mai ales a donat. Azi, ignorând descendenții, un grup de afaceriști versați ia un vizor averea Mobileștilor. Ivon Movilă, nepoata boierului, pornește un război de uzură cu autoritățile pentru retrocedarea proprietăților. Dar blocaj pe toată linia, așa încât oferta lui Giurgiucanu, care promite să se ocupe de tot contra jumătate din avere, îi se pare o idee bună și îi dă procură. Mai târziu, intră pe fir alt personaj influent, Dragoș Săvulescu, fost patron din Amovist. Cum i-ați cunoscut pe domnii Giurgiucanu și Săvulescu? Sunt oameni de afaceri care se învârt în același domeniu, respectiv imobiliar, ca și mine. Și am avut diferite operațiuni împreună sau diferite încercări de operațiuni. Marea găselniță a ultimilor ani este achiziționarea de drepturi litigioase. Totul merge uns dacă funcționează legăturile cu lumea politică. Intrarea lui Valentin Ionescu în grupul celor care au pus ochii pe averea Movilă coincide cu deblocarea dosarului la primăria Constanța. Domnia sa nu este însă de acord cu această speculație. Eu am cumpărat jumate dintr-o creanță, după ce evident am verificat actele, după ce a intervenit un contract în formă autentică, verificat de notar, am cumpărat și am plătit prețul. Deci o tranzacție absolut normală. Ați putea să ne spuneți cu cât anume s-a cumpărat? Exact, nu mai țin minte, în jur de... Estimativ. În jur de... 3 miliarde, ceva de genul ăsta. Adică mai puțin de 100 de mii de euro. Și totuși, în joc sunt terenuri valoroase, centrale sau pe malul mării. O tentație pentru oricine. Cheia afacerii stă însă în posibilitatea pe care o dă legea 10 de a da teren în compensare valorică dacă cel notificat este ocupat de construcții. Giurgiucanu ceruse circa 98 de hectare în numele Ivonei în Anadalchioi. Notificarea a fost făcută pe 1140 de hectare, în condițiile în care suprafața totală a municipiului Constanța este de 12.600 de hectare, ceea ce înseamnă că a revendicat 10% din oraș. Piața Ovidiu, parcări centrale, portul Tomis, sunt toate terenuri atribuite prin compensare. Interesant, Ivon nu știa însă să aibă prea multe de recuperat la Constanța. La moartea bunicului au năvălit creditorii. Ivon notificase numele mai multor moștenitori care îl urmau pe boierul Movilă. După moartea lui s-a deschis o succesiune și creditorii au venit să-și ceară drepturile, cum era și normal. Creditorii au trebuit onorați. Cu ce? Cu bunurile copiilor. Este posibil ca aceste donații să fi acoperit parte din creditori. Deci a lăsat o datorie de 1 milion și... Și jumătate le iau. Ivonei, Anadalchioiul îi evoca amintiri urâte legate de asasinarea tatălui ei. Mai mult, fostul inginer șef al cadastrului Constanța susține că în Anadalchioi era imposibil să fie avut mai mult de 50 de hectare. Dacă e așa, ce documente au stat la baza retrocedării? Toate actele. Și-am plecat așa cum era. S-am aterizat într-o colibă de turci din Chirpici, la marginea orașului, în Anadalchioi. Acolo era câmp, mahala, ce era. Bunica mea și cu Iulius Movilă stăteau încă în casa din Latină numărul 3. Și am testamentul ei, totuși am de asemenea un buletin oficial din care rezultă că a lăsat, lasă Ministerului de Interne o serie de bunuri, atât prin testament, atât ea, cât și Iulius Movilă, băiatul lui. E greu de înțeles de ce cineva care
e la limita existenței, lasă tot ce mai are Ministerului de Interne. Am căutat și noi monitorul oficial din 8 noiembrie 48. Apar donații de 98 de hectare din Ana Dalchioi la Academie și Ministerul Agriculturii. Oricum, moartea Ivonei Movilă a surprins pe toată lumea. Era o persoană energică, vioaie. La un moment dat, când imediat după ce a decedat ea, a apărut un avocat tinere care spunea că ar fi un fel de reprezentant. Dar n-am văzut nicio hârtie. A plătit o singură dată, o lună, ce cheltuiel mai avea de plătit aici la bloc și după aia a dispărut în ceață acest domn. Spunea că el s-a ocupat atunci când a fost în spital. A găsit am înțeles că i s-a făcut rău în baie, acasă. A zis că el s-a ocupat la spital de toate astea. Femeia asta care avea grijă de ea? Nu femeia. Femeia care a dus, a dat telefon și au luat-o la spital. Dar la ce spital au dus-o? Nu știu să văd. Ea a murit acasă sau la spital? La spital. La spital. Noi am aflat că s-a prăpădit la 2 săptămâni după ce a fost și mormântată. Ivona a fost îngropată, așa cum și-a dorit, în curtea bisericii ctitorită de bunicul ei. Ceea ce nu știau recuperatorii care s-au ocupat de mormântare era faptul că Ivon avusese o prietenă foarte bună, Sânziana Dragoș, diplomat care lucrase mult timp în străinătate. Aceasta a vizitat-o cu 3 săptămâni înainte de deces. Era mai slăbită, dar în deplină posesiune a tuturor facultăților mentale. V-a tras atenția cu ceva deosebit, care să fie explicat poate lucrurile care aveau să urmeze. A menționat că urma să-și facă niște analize, să meargă la niște, la un alt doctor la care ar fi mers prin recomandarea unor cunoscuți sau asociați. După aceea s-a plâns oarecum că nu găsește un dosar pe care îl avea cu actele pentru locurile de veci ale familiei ei și era foarte nedumerită, mai ales că în casa ei se făcuse curățenie de către nu una, ci două femei, lucru care chiar m-a surprins foarte tare. Deci, cunoscând-o de atâția ani, ea era o vire foarte boemă și foarte originală și rar accepta să vină cineva să-i facă curățenie. Și iarăși mi-a spus că au fost aduse sau recomandate de acești prieteni sau asociați. Se pare că Ivon a fost lucrată fin. N-au mai găsit nici acte, nici rețete medicale. Rețete erau pe acolo, cum să nu? Și vreau să spun că nu s-a atins nimeni de hârtiile dumneai, de nimica. E ciudată dispariția rețetelor medicale, având în vedere că vecinii le văzuseră acolo când trăia Ivon. Cine putea fi interesat de așa ceva? Tânărul Dragoș Săvulescu s-a prezentat la mine acasă, în absența mea, eu fiind plecat în străinătate, și i-a anunțat-o pe mama mea, în vârstă de 80 de ani, că Ivona a murit și că a lăsat acest testament și că el a deschis succesiunea deja. În ce calitate? Acesta e o întrebare pe care mi-o pun și în ziua de astăzi. Surpriza cea mai mare a venit după decesul Ivonei. Cei care au cotrobăit prin lucrurile ei au găsit un testament. Nu le-a picat bine. Ivon a desemnat-o pe prietena ei, Sânziana Dragoș, să fie executor testamentar pentru înființarea unei fundații culturale sau de sprijin a oamenilor care vor să-și caute dreptatea la Strasburg. Atunci când am revenit și am acceptat succesiunea,
împreună cu doi reprezentanți ai biroului notarial, am mers și am făcut un inventar. Ai aceluiași notar? Ai aceluiași notar, bineînțeles. Am mers să facem inventarul obiectelor din casă. Lucru absolut surprinzător este că nu am găsit niciun fel de act, niciun fel de dosar, niciun certificat de naștere, de studii, de deces, de absolut nimic. Casa fusese periată. Era o persoană extrem de ordonată. Dar n-a mai găsit nici acte de proprietate ale caselor din Sinaia, predeal, lăsate pentru fundație. Ceea ce știu clar că adunase în timp tot soiul de documente despre familia Movilă, din tot, făcuse fotocopii din tot soiul de studii, de cărți, avea o întreagă, adunase o mulțime de materiale în vederea elaborării unei monografii a familiei și așa mai departe. Deci absolut nimic. În timp ce, de exemplu, am găsit o chitanță prin care mama ei cumpăra o mobilă, deci era un om care păstra. Cine a mai avut cheia de acolo? În tot acest timp, cheia a fost la domnul Dragoș Săvulescu. Părea că cineva ar fi dorit să o descurajeze punând-o în fața unei situații foarte complicate. Să lupte pentru obținerea titlurilor pentru care se zbătuse atâția ani Ivon, muncă de Sisif. Plecând de la ideea că Ivon avea de primit proprietăți mai mult în eforie, am căutat să vedem dacă nu sunt cumva și alți moștenitori. Am avut o surpriză. În dosarele primăriei Eforie sunt o groază de date, loturi și așa mai departe cu numele Dan Iarca Movilă. Dar nu mi s-a dat absolut nimica. Și această doamnă Ivona Movilă, eu nu am cunoscut-o, dar știu așa cât de cât, știți? De ce? La ora actuală primarul, fostul primar i-a arestat? Tot datorită acestor manevre. Păi nu se poate. Și noi locuitori avem copii, avem asta. Nu putem să luăm un teren, doamnă. Păi de ce, doamnă? De aceste cercuri de interese personale. Au licitat Naș, Fin, cu metrii. E un cerc vicios. Până la venirea actualului primar, primăria Eforiei era agenție imobiliară. Începând de la sfârșitul lui aprilie până la începutul sezonului, mașini București, Ploiești, își făceau schimburi. Toți au pensiuni, predeal, Sinaia, nu știu, ăștia alții aici. Și când se ducea și un amărât de nu știu ce, trebuia să dai șpaga mai mare decât valoarea. Încet, încet, descoperim că un alt descendent al Movileștilor încerca de mulți ani să recupereze ceva din averea familiei. Era violoncelist la Filarmonica din Paris. De 4 ani, se străduia venind cel puțin o dată pe lună în țară. Dar peste tot n-a întâlnit decât obstacole. Păi uitați-vă hotelul Movilă, care a fost aici peste drum, da? L-a vândut fostul IHR, rămășițele așa, ăla l-a vândut unui nu știu cui, la rândul lui și ăla l-a vândut mai departe și el l-a revendicat. Și el și parcul și tot. Și ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, pentru că nimeni nu... Cine ia taurul de coarne? Pentru că în momentul în care îi spui aluia, domnule, știi, terenul este revendicat, în primul rând nu mai este în patrimoniul meu ca să emite o dispoziție să-l de retrocedare. De-a patrimoniul cui ar fi? Păi acum e privat, e al unuia. Astăzi, parcul e și el revendicat. Ion Movilă, bunicul, este cel care a adus arborii și i-a plantat. Primarul ne-a mai spus că au dispărut acte din arhivă sau chiar s-au falsificat. S-au vândut terenuri ilegal, deși erau revendicate. Eu am găsit anumite cazuri în care funcționarul al primăriei semna și ca proprietar și ca cel care pune în posesie, adică semna o dată din partea primăriei și o dată din partea proprietarului, lucru care știți cum e, nu e deloc legal și noi la locul lui. Eu, primarul Brăiloiu, pe o parte semnesc că ți-am dat casa și pe partea altă o iau tot eu în primire. Deci e clar că acolo s-a întâmplat ceva. Toate încercările lui Dan Movilă au eșuat în fața primăriei Constanța. De fiecare dată s-a izbit de un zid. Dar, surpriză! Intră în joc un personaj interesat să-l susțină. Fost colonel de poliție, acționar și el la clubul Dinamo.
la primăriile din Constanța și Eforie Sud, unde am făcut și eu numeroase completări la notificările făcute de domnul Dan Movilă, nu am primit niciun răspuns. Notificările au fost făcute la timp, completările de asemenea au fost făcute la timp. Cu număr de înregistrare cu tot. La arhive se pătrunde greu. Abia a reușit să facă rost de hărți. Degeaba însă, terenul era prea atractiv pe malul mării, așa încât a răsărit o benzinărie construită de Dinu Patriciu. La primăria Constanța, mii de dosare așteaptă un răspuns care nu mai vine. Oamenii ajung să facă acțiuni în instanță ca să primească un răspuns. Ea încearcă din 1990 să recupereze ceva și dispozițiile, după cum vă uitați, au fost date abia în 2004. Este prima bucățică de teren care a revenit în baza încercărilor de recuperare a proprietății din anul 1990. Da? Deci, ce să vă spun, sunt multe notificări, sunt acte foarte vechi, sunt acte foarte complicate care trebuie să aduse, sunt identificări topo de făcut, sunt evaluări de făcut pentru terenuri, munca este uriașă, iar numărul de angajați al primăriei care lucrează cu așa ceva și cu asemenea valori și cu un asemenea risc, pentru că absolut toate notificările și retrocedările pe care le-am dat au fost luate la controlat. Se tergiversează, după părerea mea, și durează prea mult documentațiile referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate și, doi, cred că ceea ce sesizează cetățenii către prefectură este, dacă vreți, și un comportament neadecvat, pentru că fie nu primesc răspuns, fie nu sunt primiți în audiență, fie dacă sunt primiți în audiență, sunt tratați într-un mod cu totul și cu totul neadecvat. Terenurile din aceste zone au fost atribuite în compensare. Interesant este însă că pe marile suprafețe din oraș apar mereu aceleași nume cu atribuiri. Ca și când întreg orașul ar fi împărțit în niște sfere de influență. Grupul Giurgiucanu e unul dintre ei. A avut o comportare foarte ciudată. Domnul primar refuza să mai discute cu Dan Iarca Movilă. Atât primarul Mazăre cât și directoarea de patrimoniu au avut o comportare foarte urâtă cu Iarca Dan Movilă. Au zbierat la dânsul, l-au jignit. A fost foarte supărat de modul cum a fost tratat și jignit în primărie de aceste două persoane. Doamna Iarca Movilă ne-a confirmat faptul că soțul ei a fost șocat de ceea ce s-a petrecut la Constanța. Are convingerea că moartea i s-a tras de aici. Toată povestea pare să aibă accente personale. Fiind al descendent al familiei Movilă, probabil trebuia neutralizat ca să lase liber drumul pentru recuperarea averii. Practic, o demonstrație de forță. În 2001, cu Săvulescu și Giurgiucan, m-am întâlnit la firma lor din strada Primăverii, unde a venit și domnul Iarca Dan Movilă. Aici s-a propus ca, în schimbul unui procent de 20% oferit de Dan Iarca Dan Movilă, să se ocupe ei de toate moștenirile care au aparținut familiei Movilă. Numai 20% au cerut? Numai 20% au cerut. Domnul Dan Movilă nu a fost de acord. În cele din urmă a apelat la domnul Gostin Marin, care a preluat el aceste responsabilități. Domnul Gostin Marin, fost colonel de poliție și acționar la Clubul Dinamo, a recuperat proprietățile familiei Ghica. De altfel, Clubul Dinamo pare să fie un nod de interese pentru afacerile imobiliare. De notat, un secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne coordonează și activitatea clubului. Dan Movilă n-a vrut să intre în joc și a pierdut. L-ați văzut vreodată pe Dan Iarca Movilă? Niciodată. Cu unii dintre ei am mai... Nu cu Movilă, păi Iarca Movilă nu l-am văzut niciodată. Unii dintre notificatori m-am mai întâlnit, că mă așteaptă pe scările primăriei, mă mai întâlnesc când merg pe stradă și așa mai departe. Și nu a venit la dumneavoastră odată cu un grup de francezi pentru o ofertă? Parcă.
mi-aduc aminte de ceva, dar nu mai rețin exact numele, oferta, ce înseamnă ofertă? Francezii au fost informați de către el că deține teren în România, la Constanța, în zona Mării Negre, în Parcul Tăbăcăriei, au venit cu ei, au văzut, au mers la primărie și se așteptau să iasă formele legale pentru vânzarea pământului către acest francez. Și cât a, în ce an s-a petrecut asta? Asta s-a petrecut în anul 2002. Răspunsul, bineînțeles, că a fost negativ. Și, într-adevăr, primarul Mazăre s-a ținut de cuvânt, din toată moșia de 100 de hectare, nu i-a retrocedat cel puțin un metru pătrat. Până în prezent. Aceasta este scrisoarea prin care domnul Movilă se adresează conducerii unei mari companii franceze care dorea să construiască un centru comercial în Parcul Tăbăcăriei. Aici, iar ca Movilă, avea și el un teren. Le solicita să nu răspundă ofertei primăriei pentru că terenul e notificat. N-a fost să fie. În parc, altcineva demarează lucrările la mol. Domnia sa a făcut o sesizare la poliție că Ivon nu a murit de moarte bună. Știți ceva de lucrurile Da, acestea? Mi-a povestit de acest lucru și el mi-a spus mie că pentru recuperarea acestei averi, familia care au preluat toate operațiunile ar fi avut grijă de acest lucru. Dar pentru acest motiv a făcut o sesizare și nu știu, mai mult. Se pare că Dan Iarca Movilă a făcut plângerea sfătuit de o persoană influentă. Oricum, terenurile, în loc să ajungă la cei care le solicitau, au ajuns la cesionarii drepturilor litigioase. Așa se conturează azi câteva grupuri de interese care sunt gata să pună mâna pe toate terenurile valoroase ale Constanței. Dacă luăm în calcul că discutăm despre Ana Dalchei, care la ora actuală este un cartier ocupat în totalitate și acolo numai pe această porțiune, de, pe această filieră de moștenire se ceruseră aproape 100 de hectare, deci tot cartierul trebuia să-i dăm undeva. Și atunci am căutat locurile care nu au avut proprietar înainte și am făcut oarecare compensare. Oricum, reparația este infimă, vă dați seama, 2,7% din totalul moștenirii. Terenuri atribuite prin compensare în Mamaia. Spații verzi, parcări, baze sportive. Reparație? Pentru cine? Pentru cei care și-au măcinat sănătatea, bani în procese interminabile sau lungi așteptări până au cedat nervos? În niciun caz. De marile retrocederi s-au bucurat în primul rând concesionarii. Deci la nivelul județului Constanța până în 2003 s-a lucrat pur și simplu după ureche. Oameni care nu știau unde era terenul. Lucrări făcute din birou fără să se iasă pe teren. De aceea, la ora actuală, foarte mulți proprietari de terenul nu-și cunosc unde e terenul. Ba se și fac tranzacții în sensul ăsta. Gândiți-vă că foarte mulți au ajuns proprietari ai unui terenuri fără să aibă niciun drept. Și pur și simplu unii au fost păcăliți zicându-se că nu mai au terenul. În acest sens, stau mărturie procesele verbale care s-au întocmit cu ocazia punerilor în posesie. Acelea nu s-au făcut la teren, cum ar fi fost logic și cum aveau, cum erau prevederile legale. Zona pescăriei, Constanța. Aici a fost cândva un golf umplut ulterior cu pământ excavat de la canalul Dunărea-Marea Neagră. De ani de zile aici e baza pescarilor sportivi. Acum au fost anunțați că până în toamnă trebuie să elibereze locul. Terenul din fața barăcilor este deja atribuit. În momentul când eu am sesizat că sunt anumite nereguli în ceea ce privește atribuirile de terenuri și mi-a sărit în ochi, ca să zic așa, un singur aspect, terenurile care constituie domeniul public al statului. Mă refer aici la faleze și bucăți din plajă. Ce anume v-a surprins în evoluția situației? Ce anume m-a surprins a semnat un semnal de alarmă? În momentul când eu am sesizat
anumite persoane care consider eu că trebuiau să aibă știință despre acest lucru, toate s-au întors împotriva mea. Ați încercat să săpați un pic, să vedeți de fapt în spatele acestei chestiuni ce se afla? Da, am încercat și am și descoperit. Ce anume? Afaceri imobiliare de mii, de sute, de milioane de euro. Afacerea ideală este ca evaluatorul să-ți stabilească o valoare uriașă pentru terenul ce nu poate fi restituit în natură. Pasul 2. Primăria îți dă în compensare valorică terenuri ieftine, deci mai multe, dar bine plasate. Faleză Nord, Mamaia, Portul Tomis. Așa s-a procedat în cazul Ana Dalchioi. S-a restituit teren prin trei dispoziții, evaluat la 13 milioane de euro. Se putea atribui acest teren din Portul Tomis, Faleza? Tot ce s-a sau atribuit? Sau erau domeniul public, că la acest lucru mă gândesc? Se putea atribui conformitate, spate... În conformitate cu legea nu contează și la data respectivă nu conta dacă era sau nu era domeniul public. Oricum aici ceea ce le-am dat noi... Că aparținea de primărie? Categoric. Deci terenul, deci era... terenul aparținea al primăriei. Poate să fie domeniu privat sau domeniu public al primăriei. Da. Atenție! Se poate da un teren în compensare pe plajă? Pe plajă nu. Plaja este patrimoniu național și este numai în administrarea, atenție, apelor române. Ori nimeni nu poate avea proprietate pe plajă. Dar pe un pământ câștigat din mare? Ar trebui să vedem situația juridică a acelui teren. Pentru că este foarte posibil ca primăria să fi făcut acte de intabulare a acelui. În mod normal așa ar fi trebuit să fie, dacă ei vor să facă dovada proprietăților. Construcțiile se apropie încet de plajă. Toată zona suferă transformări. Sunt locuri foarte căutate. Panorame superbe, dar plajele se îngustează. Oare vom avea curând plaje private? Plaja, înțeleg, ar trebui să fie nisip și nu pământ. Da. Deci discutăm de nisip. Plajă, discutăm de nisip. Dacă există niște, pentru un anumite construcții, care știu că s-au făcut în zona de nord, s-au excavat și, mă rog, într-o zonă s-a depozitat acest pământ, este foarte posibil ca acel pământ, într-adevăr, să fie făcut obiectul unei asemenea documentații pentru obținerea actelor de proprietate. Deci asta este zona Faleză Nord, zona bună. Aici odată a fost o plajă, acum vreo 3 ani, 3-4 ani, când s-au început aceste construcții, superbe de altfel. S-au vândut terenuri scump și se vând încă foarte scump. Și aici terenurile ajung la 1000 de euro metru pătrat. Sunt loturi mici, v-am spus, de 300-400 cel mult. Ele sunt împărțite. Este frumos, se întinde foarte mult. Mergem spre Mamaia deja cu acest cartier. Frumos de vile, dar a suferit un pic plaja Constanței. Asta e singurul dezavantaj al nostru. S-a micșorat plaja. Deci dar aici era nisip? Era... Aici era plajă. Deci aici a fost o plajă. Acum e un cartier de case. Foarte cerut, foarte căutat de constanțeni. Aer, mare, case de vacanță foarte multe. Și proprietarii sunt din toată țara, nu numai constanțenii noștri. Încep să cred că n-a fost nisip niciodată pe aici. Atât e de... Am impresia că așa a fost. Dacă s-ar aplica aceeași rețetă a restituirilor prin compensare pentru toată suprafața notificată de Ivon Movilă, de 1200 de hectare, afacerea s-ar fi ridicat probabil la astronomica sumă de 10 miliarde de euro. Ar fi fost într-adevăr poate cel mai mare tun imobiliar din ultimul deceniu. Cheia stă la evaluatori. În rest, oricum deciziile privind marile retrocedări se iau cu ușile închise. Au avut loc licitații pentru fiecare porțiune de oraș și a fost desemnată pe bază de licitație în conformitate cu legea firmă de evaluare. Sunt mai multe firme de evaluare. O 6-7. Probabil, nu peste mult timp, pe aici nu va mai circula nimeni. Utilitățile parțial lipsesc.
Dar cine se sinchisește când are o asemenea priveliște? Zona atrage interesele unor persoane influente. Este adevărat că au intrat în posesia unor terenuri toți consilierii primăriei, reprezentanți ai poliției, verzii financiare, procuratorii și așa mai departe. Vă referiți la legea 10? Altfel cum au fost atribuite, pe Paleza Nord, în zona aceea rație. Am înțeles că acolo e o zonă așa foarte selectă. Acolo a fost o licitație publică, publicată în ziar, controlată de un an jumate de DNA București, care au constatat că tot ce s-a făcut, s-a făcut în conformitate cu legea. Era liber să vină să participe oricine. În criza de terenuri libere s-au atribuit loturi pe amenajări deja existente. Spații verzi în fața blocurilor, fântâni arteziene sau chiar loc în alt oraș. S-a atribuit un teren în capătul Mamaiei, care trece în domeniul Năvodariului? Nu. În actul de proprietate pe care îl avem noi se întinde peste Năvodari. Deci ceea ce a dat Năvodari a dat în mod eronat. Actul din 1905 de proprietate. Acolo, prin dispoziția primarului orașului municipiului Constanța, a fost retrocedat pe legea 10 unor persoane o suprafață de peste 72.000 de metri pătrați, adică 7,2 hectare. O parte din acest teren, circa 16.000 de metri pătrați, a depășit hotarul dintre Constanța și Năvodari. 16.000 de metri pătrați erau pe teritoriul orașului Năvodar și dintr-o eroare s-a vizat lucrarea respectivă. Se referă la o punere în posesie legat de cazul mobilă. Da. Primăria Năvodari concesionase acest teren pe 49 de ani, îl intabulase, eliberase autorizație de construire și așa mai departe. Fostul inginer șef al cadastrului susține însă că i s-a forțat mâna să avizeze lucrarea și că cel mai indicat era să se refacă dispoziția primarului prin care s-a atribuit terenul. Ba, afirmă că la ora actuală din dosar lipsește un document care atestă clar suprapunerea. Am comunicat primăriei orașul Năvodari de ceea ce s-a întâmplat, că primăria habar n-avea Năvodari, își primește contoară banii de la concesionar și mai departe. Am atestat și primăria Constanța. Primăria Năvodari a luat legătură cu primăria Constanța, urmând să repună situația, de fapt, cum a fost la început, și cei 16.878 de metri, dar să le dată de altă parte la oameni. Pe vieții oameni nu îi plângem. Sunt cesionarii drepturilor litigioase ale lui Ivon. Dar trist este cum acest artificiu avocățesc se poate transforma în România într-o armă mortală. Prada, hăituită printre legi și instanțe coclite, este ușor de înhățat. Ivon își dorea să facă donații, să reabiliteze numele familiei. A murit însă cu gustul amar al fantomei unei moșteniri. Mai mic. Vara, părul tău se usucă excesiv. Wash & Go Aloe îl hidratează în profunzime. Wash & Go Aloe, pentru un păr hidratat și plin de volum. Cu Fruity Fresh e natural să câștigi. Natural poți câștiga și cu etichetele de